grup de 15 turiști se întorcea de la mare spre Mogoșoaia. Oamenii îmbarcați în trei mașini au plecat pe drumul național 22, iar cap de coloană era un autoturism condus de un polițist din Chitila. În mașina lui se mai aflau alte 6 persoane, 2 adulți și 4 copii. La ieșirea din localitatea Constanțeană Mihai Viteazu, un automobil care venea pe contrasens a părăsit banda și a lovit în plin. Am văzut doar când a tras de volan, cumnatul meu, a tras de volan să evite mașina asta, deci eram așa. A tras de volan să evite mașina din fața lui și după aceea, următoarea secundă, i-am văzut rostogolindu-se în fața mea, a fost în spate la 50 de metri și n-aveam viteză că e. Și după aia? Și după aia am fugit la mașină să-i ajutăm. Cât erau, tot cum erau? Dar nu am, că erau călvi. Claie peste grămadă toți. Ce am făcut? M-am dormit la volan, ala, cu sperul. Lumea zicea aici, că l-a auzit, că zicea când era ranit. Și zicea, alu, m-am dormit la volan. Da! Așa zice lumea, a? Erau mulți răniți. În care mașină? În ambele. Toți. Ce era când v-ați uitat pe jos? Ce era? Câte lume? Unde erau? Unde erau aici? Unde e mașina aia? Trei copii foarte răniți și... Copii mulți? Trei. În ambele mașini? Nu, în mașina aia, în mașina cealaltă cred am văzut o fată, un copil, atât. Sper o venea din partea cealaltă încoace, Dacia se ducea încolo. Deci șoferul a intrat pe contrasens? Da, pe contrasens, cu alte cuvinte, că s-a lovit colț în colț și se și vede cum. Și șoferul Dacia... Și a încercat să evite și probabil că a intrat pe întreruperea asta de aici și s-au răsturnat în momentul acela. L-a aruncat în aer, pur și simplu am văzut praf de aer. Praf și cum s-au răsturnat în aer, atâta tot. Sper probabil că a intrat în depășire. Nu vedeți că pe partea asta nu se vede urme nimic, se vede clar că toate urmele sunt aici. Nu se vede clar. Dacia mergea spre Tulcea, venea dinspre Constanța, mergea spre Tulcea. La un moment dat am văzut, erau cu noi. I-am văzut răgând spre dreapta și ăsta intrase în banda lui, Espero. Deci a intrat? Pur și simplu. A pierdut control. Pe contrasens. Cea din dreapta spunea că chiar cânta la volan, șoferul din Espero se distrau. Ion Irimia, polițistul aflat la volanul Daciei și cumnata sa au murit pe loc. Alte 8 persoane grav rănite au ajuns la spitalul de urgență Constanța. Este cel mai grav accident produs anul acesta pe DN22. Autoturismul marca DU se deplasa dinspre Tulcea către Constanța, a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu autoturismul Dacia, care se deplasa regulamentar din sens opus dinspre Constanța către Tulcea. Cercetările vor fi continuate în vederea stabilirii cu exactitatea cauzelor și împrejurărilor accidentului, producerii accidentului. Dar ce s-ar fi putut întâmpla, în vedere că nu sunt urme de frânare deloc? Nu știm, facem cercetări, cauze pot fi mai multe, se pare că unul din conducători auto, din ceea ce spun martorii, ar fi declarat în primă fază că a adormit. Cercetările vor releva dacă așa s-a produs accidentul. Circulația între Constanța și Tulcea a fost blocată pentru aproape 2 ore, iar după aceea polițiștii au deviat traseul mașinilor pe câmp. Medicii sunt rezervați în privința evoluției pacienților.